Bună, vreau să vă vorbesc azi despre răbdare. Vă dați seama că suntem într-o lume a progresului, într-o lume în care noi ajungem în cosmos, într-o lume în care totul se desfășoară foarte repede. Intrăm pe internet, nu știu, mergem, lucrurile se desfășoară foarte repede în general. Sunăm rapid pe cineva, vorbim cu cineva, foarte repede suntem. Dar multe lucruri în viața noastră, care o trăim noi, nu se întâmplă chiar așa cum ne dorim noi. Și știm asta, și noi toți știm. Sunt mai multe cauze care duc la că nu putem, nu știu, problemele care le avem noi, problemele cu ceilalți, nu știu, neajunsurile noastre, fie fizice, fie psihice, fie interioare, care ne creează bariere de a obține un lucru sau de a face un lucru. Dar eu cred că răbdarea într-o lume așa de dificil în care problemele, o problemă mică se face din ce în ce mai mare, o problemă mare și mai mare, într-o lume în care avem o mare nevoie de răbdare. Dar răbdarea trebuie să fie și asta cu cap, adică nu e o răbdare rabd pentru că mă iubești de ceva de genul, prostii de genul, rabd pentru că, na, așa trebuie să rabd. Sunt situații în care trebuie să răbdăm și sunt situații în care nu trebuie să răbdăm un anumit lucru. Dar eu mă cred că răbdarea se desăvârșește odată cu credința în Dumnezeu. Atunci când crezi în Dumnezeu, ești mai răbdător, ești mai iubitor, ești mai înțelegător. Na, pentru că ai o conexiune cu Dumnezeu mai ai o conexiune cu Dumnezeu profundă și ești o persoană mai profundă și ai o mai mare înțelegere față de tine, față de cei din jur și față de limitele tale și limitele celorlalți. Dar eu cred că orice ar fi sau orice am face, cel mai bine este să fim răbdători. Să fim răbdători cu noi, să fim răbdători cu ceilalți. Să așteptăm cu oricum un lucru care nu se întâmplă acum. Se poate întâmpla cândva sau poate să nu se întâmple deloc. Dar poate că lucrul ăla care noi ne dorim trebuie să muncim, trebuie să ne străduim să ajungem la el. Trebuie să facem eforturi. Efort mare sau mic. Important este să credem că putem realiza lucrul ăsta. Sigur, și să avem răbdare și să muncim și să ne silim în fiecare zi să facem ceva ca să ajungem la lucrul dat. Așa că aveți răbdare, dar aveți răbdare, răbdarea să fie cu rațiune și să fie cu Dar în ceea ce privind ceilalți, sigur că, na. Eu vă zic că în ceea ce mă privește pe mine, adică pe dumneavoastră, pe voi personal, voi puteți să faceți, dar în ceea ce privind ceilalți, deci nu poți să-l faci pe ceilalți să aibă o mai mare răbdare sau mai mică, sau mai mare înțelegere sau... Eu zic din punctul de vedere a... Eu către voi vă zic. De exemplu, eu personal fac asta și asta, asta. Și astfel ajung la răbdare. Pot răbda, nu pot răbda și vom vedea. Deci, bucurați-vă de viață, aveți răbdare și nu uitați să optați în fiecare zi pentru visele voastre și cu răbdare și cu multă străduință și cu mult perseverență veți ajunge unde vreți să ajungeți. Pa, pa!